la emisiunea În culisele psihologiei. Sunt Mihaela Gherca. Cred că puțini sunt cei care pot spune că au trecut senin prin viață fără a simți vreodată durerea emoțională, care în timp se poate transforma chiar într-o traumă emoțională foarte puternică. Cu cât identificăm și tratăm cu responsabilitate durerile emoționale sau evenimentele potențial traumatic, cu atât ele pot fi vindecate cu succes și înainte chiar de a genera poate tulburări psihice. Despre vindecarea traumei psihologice, în ediția de astăzi, vom vorbi cu Cristina Marica, psihoterapeut. Bine ai venit, Cristina, în culisele psihologiei. Vreau să vă spun că este pentru prima dată în emisiunea noastră. Sunt mândră de faptul că astăzi a putut să fie alături de noi și totodată vreau să vă spun că împreună cu Cristina am generat proiectele acelea din maternitate pe care voi toți le-ați văzut, grupurile de suport psihologic, prenatal și postnatal. Am întrerupt proiectul acesta în urma pandemiei, însă cu siguranță de îndată ce ieșim din perioada aceasta dificilă pentru noi toți, vom putea relua chiar și grupurile acestea. Bine ai venit, Cristina, în culisele psihologiei. Bine te-am găsit. Mulțumesc de invitație. Cristina, pe lângă faptul că am amintit eu că împreună am făcut acele grupuri de suport psihologic, mai spune-ne câte ceva despre activitatea ta profesională. E destul de dificil pentru mine să discut despre mine, însă am să vorbesc în contextul subiectului pe care îl abordăm acum. Sunt psiholog clinician, psihoterapeut, specializat în traumă psihică. Ultimii 7 ani am dedicat aprofundării acestui subiect, atât pe partea aceasta teoretică, cât și în practica clinică. Și pot să zic că am avut această șansă cumva de a vedea trauma din 3 perspective diferite, dar complementare. Am abordat atât pe partea teoretică, cât și experiența clinică. Lucrând pe secție de psihiatrie acut, într-un fel arată trauma văzută pe o secție de psihiatrie, în alt fel se vede în cabinet. Și cu siguranță e și simțită într-un fel de fiecare persoană în parte. Sunt intensități diferite, manifestări diferite, coloritul este altul. Cât putem vorbi, de fapt, despre dezvoltarea unei traume psihologice? Trauma nu este evenimentul în sine. Trauma este acea reacție a organismului nostru în care suntem copleșiți de ceea ce ni se întâmplă. Trauma este, practic, orice eveniment care depășește capacitatea noastră de a face față situații respective și constă în orice eveniment care apare fie prea brusc, adică apare acel element de surpriză, fie este prea intens și apare sentimentul de copleșeală, de neputință, de neajutorare, fie apare prea devreme, adică în perioada în care încă creierul nostru este foarte vulnerabil la ceea ce se întâmplă în jur și nu avem încă mecanismele de a face față și de a gestiona situația într-un mod sănătos și adecvat. Putem spune că orice eveniment pentru care o încărcătură emoțională negativă, pentru care noi nu suntem pregătiți din punct de vedere psihologic, are potențial traumatizant. Da, ceea ce pentru mine poate să fie o traumă, pentru altă persoană poate să nu aibă același impact. Foarte mult contează resursele pe care le avem în momentul respectiv, capacitatea mea psihică, mentală, emoțională, fiziologică, neurofiziologică de a gestiona situația respectivă. Pentru că, practic, trauma apare în momentul în care apare o dereglare în sistemul nostru nervos. Și dereglarea aceasta o resimțim ulterior în simptomatologia pe care o putem observa în clinică.
Când vorbim de fapt despre traumă, pare că ar fi să se întâmple ceva catastrofal. Însă pare că trauma nu e ceva la care noi toți privim sau putem privi ca fiind o catastrofă, ci în funcție de cum resimte fiecare și de resursele pe care și le poate accesa în momentul acela pentru a face față situației. Pentru că ai adus în discuție resursele care pot fi accesate sau capacitatea noastră de a gestiona momentele cu încărcătură emoțională foarte puternică, putem să cultivăm în noi capacitatea aceasta? Sau cum pot să fac astfel încât totuși să reușesc să fac mai bine față unei situații care poate fi traumatizantă? Dacă vorbim despre trauma de dezvoltare, traumele care apar în prima perioadă a vieții noastre, putem să vedem că există anumiți factori de protecție care pot să fie ca un tampon între traumă și psihicul nostru, psihicul copilului. Putem să vorbim aici despre nivelul de inteligență pe care îl are persoana respectivă, despre resursele pe care și le-a dezvoltat până la vârsta aceea și bineînțeles putem să vorbim și despre suportul social pe care îl are în jur. Chiar dacă poate în familie există relație disfuncțională între părinți și există abuzuri de orice fel, emoțional, fizic, verbal. Faptul că există un adult cu care poate să vorbească copilul respectiv, faptul că există un așa numit tutore de reziliență, un adult care să reușească să se conecteze cu el și să îi mai atenueze puțin din suferință, asta poate să diminueze puțin din impactul emoțional al traumei. În categoria aceasta cred că intrăm și noi ca psihoterapeuți, uh-huh. Unde în unele situații putem fi singurii adulți din viața unui copil, de exemplu, sau poate chiar și din viața unui adult, unde el are acest climat de vindecare, dacă putem să-i spunem așa. Da, pentru că inclusiv atunci când vorbim despre vindecarea traumei, trauma se vindecă în relații. În acele relații care ne oferă siguranță, în care ne simțim văzuți, apreciați, validați, ascultați, în acele relații în care povestea noastră contează și e văzută, putem să exprimăm părțile acelea din noi care altfel trauma le face să fie cumva exilate într-o umbră a psihicului nostru. Și practic ușor, ușor să genereze schimbări atât de mari în ceea ce ne privește încât nu mai semănăm cu ce am fost odată. Da, una dintre caracteristicile traumei este această fragmentare care apare ca un clivaj, ca o ruptură în psihicul nostru, în care partea traumatizată ajunge să fie din cauza intensității și din cauza faptului că e atât de dureroasă și ne copleșește, ajungem să o exilăm într-un colț din psihicul nostru și să ne dezvoltăm mecanisme compensatorii de a face față. Numai că consumăm foarte multe resurse și foarte multă energie ca să ținem acea parte exilată în psihicul nostru. Îmi place să folosesc metafora unui computer pe care îl avem, un computer foarte performant pe care îl avem în subsolul casei și pe care nu vrem să-l știe, de care nu vrem să știe nimeni, doar noi, și ne facem că nu există. Dar atunci când vine factura la curent, vedem că energia respectivă a fost consumată. La fel e și cu psihicul nostru. Consumăm foarte multe resurse pentru a ține părțile acestea din noi înghețate. Pentru a nega traumele pe care noi le avem și cu care uneori, da, poate fi greu să te confrunți. Da, trauma
ne determină să evităm, tocmai datorită acestei dureri, acestui sentiment de neputință, de copleșeală. Acesta este mecanismul firesc care apare. Dar nu este un mecanism care apare la nivel conștient, adică eu nu aleg să neg trauma, nu aleg să o evit. Putem să ne gândim la substratul neurofiziologic al traumei. Pentru că în momentul în care vorbim despre traumă, vorbim inclusiv despre neuroștiință, despre modul în care ea impactează creierul și sistemul nostru nervos. Și în momentul în care apare un eveniment din acesta foarte copleșitor, de o amploare foarte, foarte puternică, ea destabilizează sistemul nostru nervos. Răspunsul nostru firesc în situații de amenințare, de pericol, este fie ne luptăm cu situația, fie fugim de ea, iar dacă nu putem nici să ne luptăm, nici să fugim, următoarea variantă este înghețul, acel freezing în care ne amorțim ca să nu mai simțim durerea. Dar ce înseamnă de fapt pentru sănătatea noastră să facem lucrurile acestea? Mă gândesc că, așa cum vorbim de o traumă psihologică, sunt și rănile fizice. Cred că pe undeva mecanismul de tratare, vindecare, acceptare ar fi oarecum în oglindă, să spunem așa. Așa cum am o rană fizică și aleg să o pansez, să pun medicamentele necesare și să o îngrijesc adecvat până ajung să fiu ca înainte, cred că și cu traumele psihologice ar fi să încercăm să vedem lucrurile în felul acesta. Așa cum aș refuza să neg, cum aș refuza să vindec o rană fizică, da? Ea nu o să se vindece niciodată singură. Ea nu, cu timpul nu o să se vindece, doar se înrăutățește. Mecanismul e același și cu rănile psihologice. Cu cât eu prelungesc timpul de a mă duce să o procesez, da? Cu atât mă destabilizez psihologic și în niciun caz să reușesc să, cu timpul, să se vindece. Că cred că am auzit destul de des expresia aceasta. Cu timpul îmi trece, cu timpul o să fiu bine, cu timpul nu o să mai simt lucrul acesta. Dar, de fapt, ce aduce timpul acesta, Cristina? Pe o traumă emoțională. Lumea, în general, folosește această expresie să trec peste. Da. Vreau să trec peste ceea ce mi s-a întâmplat. Însă trauma nu se vindecă trecând peste, trauma se vindecă trecând prin. Ca și rana fizică, da? Adică dacă zilnic mă uit la ea, o pansez, îi pun medicamente, am șanse să ajung să se vindece. Însă dacă zilnic evit să mă uit la ea, evit să o pansez, cu siguranță șansele ca ea să se vindece într-un timp scurt sau chiar și îndelungat sunt foarte scăzute. Așa este, însă în același timp putem să înțelegem de ce oamenii evită să privească rănile. Și cred că ar fi interesant de spus, Cristina, că mecanismul acesta ai adus în discuție puțin mai devreme, nu este un conștient. Că oamenii uneori nu-și dau seama că de fapt un anumit eveniment a creat o traumă. Uh-huh. Cum putem să ne dăm seama de fapt? Când pot să îmi dau seama că, sau cum pot să îmi dau seama că un anumit eveniment de fapt a depășit capacitatea mea de autogestionare și pe undeva a creat un mic dezechilibru în viața mea? Acest dezechilibru îl putem vedea pe mai multe planuri în viața noastră. Pe de o parte e planul fiziologic, în care, așa cum aminteam mai devreme, trauma nu impactează doar la nivel psihic și emoțional, ci ne influențează inclusiv neurofiziologia și capacitatea sistemului nostru nervos de a se autoregla. Și atunci putem să vedem ca manifestări specifice anxietății, spre exemplu, stare din aceasta de neliniște constantă, hipervigilență,
insomnii, ne simțim ca și cum am fi tot timpul ca pe ace, în priză, agitați. La nivel emoțional putem să ne simțim fie copleșiți de tot ceea ce ne se întâmplă, fie amorțiți, ca și cum nimic nu ne atinge. Nu mai simțim nici emoțiile negative neapărat, dar nici pe cele pozitive și atunci ajungem să nu mai putem să mai rezonăm cu lucrurile care înainte ne făceau plăcere să, pe care înainte ne făcea plăcere să le facem. Nu mai simțim bucurie, nu mai simțim iubire, nu mai putem să ne conectăm cu noi și cu cei de lângă noi. Da, nu mai putem simți iubire, cum cât de dureros poate fi când ajungem într-un punct acest al vieții noastre. Da, pentru că trauma ne izolează, ne determină să ne izolăm și de noi și de ceilalți și să trăim așa într-o, să numesc așa, ca o bulă pe care eu o pot controla și o pot gestiona, în care mă simt în siguranță. Pentru că, practic, trauma atinge această capacitate a organismului meu și a psihicului meu de a se simți în siguranță. Și dacă eu nu mă simt în siguranță în corpul meu, mi-e greu să mă simt în siguranță în mediul în care sunt. Foarte interesant mecanismul și cum și iată cât de frumos ai adus tu faptul că sunt aceste mecanisme la nivel fizic, da? Și cât de important este de fapt aici și rolul celorlalți. Că dacă eu, că e posibil că eu să nu-mi dau seama că nu mai sunt bine. Dar pot să nu-mi dau seama, pentru că degradarea mea apărând progresiv, puțin câte puțin, cum se întâmplă de fapt în tulburările psihice, unde un anumit stil de viață conduce în timp la o anumită tulburare, așa și în situația aceasta. Eu nu pot să-mi dau seama că nu mai sunt bine. Și aici ar fi ca cei din jur să tragă un semnal de alarmă pentru mine și să ia ceva măsuri, astfel încât eu să pot să mai cer ajutorul. E foarte important ca, dacă facem asta, să o facem cu maximă delicatețe și cu compasiune. Pentru că, mai ales atunci când vorbim despre traume produse de om, atunci când vorbim despre abuzuri, despre bullying inclusiv, despre tot felul de traume care apar în relațiile noastre, ne ajungem să ne pierdem încrederea în cei din jurul nostru și starea aceasta fiziologică pe care eu o am, în care nu mă simt în siguranță, este o stare de stres. În starea de stres, prioritatea organismului meu este să supraviețuiesc, atât. Și atunci nu mai contează atât de mult relația cu ceilalți, nu mai e atât de importantă sănătatea mea mentală și emoțională pe termen lung, pentru că tot ceea ce contează pentru psihicul meu în momentul respectiv și pentru organismul meu este să supraviețuiesc acelui moment pe care eu îl consider ca fiind periculos. Pentru că un lucru pe care îl face trauma este să te... noi nu ne reamintim trauma. Trauma nu e o memorie, nu e amintire. Este o stare fiziologică pe care eu o resimt ca și cum evenimentul care s-a întâmplat, trauma respectivă, încă persistă. Eu mă comport în momentul prezent în același mod în care mă comportam atunci, în același mod în care am reacționat atunci, la nivel fiziologic, la nivel emoțional și la nivel mental. Și atunci, dacă eu nu mai sunt prezentă ca să pot să evaluez cât de sigur e mediul în care mă aflu acum, asta se va răsfrânge și asupra relațiilor mele și asupra modului meu de a funcționa în viața de zi cu zi. Și iată cum apare acel comportament de
autoizolare de care ai vorbit mai devreme și care la un moment dat funcționează ca un mecanism de apărare, dar disfuncțional, nu este un mecanism funcțional. Ai vorbit puțin despre comportamentele acestea protective. Ce ne poți spune despre mecanismele acestea de apărare, da? Adaptative până la urmă, da? Sănătoase, cum le mai spunem noi, pe care ni le putem dezvolta conștient, astfel încât să putem face față mai ușor unui eveniment cu potențial traumatic. Înainte să-ți răspund la întrebarea aceasta, e important să punctăm faptul că orice mecanism dezadaptativ a fost la un moment dat adaptativ. Pentru că ceea ce m-a ajutat să supraviețuiesc în momentul T0, când s-a întâmplat evenimentul, ajunge ulterior, cu trecerea timpului și cu maturizarea mea, să devină dezadaptativ. E ca o haină care mi-e bună când sunt mică, dar atunci când cresc, e larg să ajung să port aceleași haine pe care le purtam când aveam 5-6 ani. Și atunci ceea ce a fost adaptativ la momentul respectiv ajunge să devină dezadaptativ. Pentru că folosesc aceeași strategie, doar că într-un context inadecvat. Vorbim despre reacții normale în situații anormale. Pentru că reacția aceasta de izolare, reacția aceasta de îngheț, de amorțire, despre care vorbeam mai devreme, e o reacție normală și este ne salvează viața în momentul producerii traumei. Dacă, spre exemplu, trec printr-un eveniment foarte, cu un impact emoțional foarte puternic și simt că nu pot nici să mă lupt cu el, nu pot nici să fug din locul respectiv, atunci disocierea, acea ruptură de momentul prezent, acel îngheț, e natural să apară, pentru că rolul lui este să ne ajute să nu simțim durerea. Dacă ne raportăm la un pericol real, să zicem, ne urmărește un urs în pădure, da? Se activează acest mecanism de luptă sau fugă. Dacă nu pot nici să mă lupt, nici să fug, știu că voi fi mâncată și atunci corpul meu zice, ok, ceea ce contează acum este ca măcar să nu simt durerea. Și atunci se secretă în organism anumiți hormoni, opioizi naturali, care efectiv amorțesc, anesteziază organismul ca să nu simțim durerea. Iar în creier, durerea fizică și durerea emoțională sunt procesate în același loc. Și atunci, ceea ce este adaptativ în momentul respectiv, ajunge ulterior să devină dezadaptativ, pentru că dacă eu folosesc aceeași strategie și în situații de viață pe care doar le percep ca fiind amenințătoare, spre exemplu, am o ceartă cu partenerul de viață sau un conflict la locul de muncă și eu reacționez la fel prin disociere și prin retragere și prin amorțeală și neimplicare, atunci automat că este dezadaptativ, nu mai servește scopul la momentul respectiv și apar problemele. Ce poți să ne spui ca și interval, cam ok, după o situație potențial traumatic, izolarea, când tot am dat-o ca și exemplu, cam pe ce perioadă este indicată sau cum pot să-mi dau seama când deja depășesc limita și el devine un comportament dezadaptativ? Există faze de procesare a traumei, iar faza de șoc și de negare sunt primele etape și sunt normale, pentru că ne protejează în momentul respectiv de sentimentul acesta copleșitor și de neputința pe care o resimțim în momentul respectiv. Însă
ca interval, de regulă, ceea ce trece de 6 luni, un an, începe deja să pună niște semne de întrebare. Însă, cred că e și de precizat faptul că fiecare are ritmul lui. Exact. Și e de privit și în felul acesta și da, de avut în vedere unde începe să îmi rămână mică haina, când începe să mă strângă și cât timp, dacă o mai pot purta de acum încolo. Urmează o pauză de publicitate și revenim în scurt timp. Am revenit cu Lisele Psihologiei. Alături de mine este Cristina Manica, psihoterapeut, iar tema din această ediție, vindecarea traumei emoționale. Cristina, ar fi interesant să vedem, acum la începutul părții a doua a emisiunii, poate cum e să stai cu durerea. Auzim, sau eu cel puțin am mai auzit în ultima perioadă, spunându-se, e bine să stai cu durerea, e ok să te doară, când vorbim de partea emoțională. Ce poți tu să ne spui despre cum e să stăm cu durerea? Referindu-ne la starea aceasta de îngheț în care intrăm de regulă atunci când trecem prin experiențe de felul acesta, e similară senzației pe care o avem atunci când stăm mult timp în frig, ne îngheață mâinile și la un moment dat ajungem la căldură și simțim că doare. Și asta cu durerea sună bine și e important să putem să privim durerea și să privim suferința, să o acceptăm, să o validăm, să vedem că ea este acolo. Însă e important și cum facem asta și care este contextul în care facem asta. Pentru că dacă stau cu durerea în izolare, dacă stau cu durerea singur, doar okay, eu, fără să am sprijin, suport, îndrumare, e posibil ca ea să mă copleșească. Pentru că pentru a vindeca trauma e important să creăm în primul rând un mediu de siguranță intern și extern. E ceea ce mi-a lipsit în evenimentul traumatic, siguranța. Și în același timp e important ca atunci când lucrăm cu trauma să o facem titrat, adică în doze mici, okay, și să dăm spațiu să se integreze. Pentru că multă lume își dorește să intre direct în problemă, să rezolve trauma și gata să o vindece și să-și vadă sănătos de viață. Realitatea nu prea corespunde așteptărilor, pentru că riscăm retraumatizarea dacă venim și aducem suferința fără a avea un spațiu pentru a conține suferința respectivă. Dacă eu am un spațiu mic ca să conțin suferința și vin cu tot tumultul evenimentelor pe care le-am trăit în viață, reapare sentimentul de copleșire, reapare neputința și atunci nu fac decât să reîntăresc aceleași mecanisme și același ciclu care practic m-a dus în punctul acesta. Și ca să nu ajung în punctul acesta, care sunt recomandările specialiștilor? Trauma se vindecă în relații, în relații sănătoase, cum spuneam și la început. Recomandat. Cred că ar fi de ajutor să definești relație sănătoasă. Relația sănătoasă este relația în care pot să mă simt în siguranță și pot să simt conexiune cu
cu celălalt și cu mine. Pentru că, cum spuneam, trauma ne face să exilăm părți din noi și ajungem să intrăm în relații cu această parte ascunsă din noi pe care credem că dacă am aduce-o în relațiile noastre ar fi criticată, ar fi judecată, n-ar fi înțeleasă. Și în relațiile, în unele relații, cu un grad mai mare sau mai mic de toxicitate, suferința e invalidată, părțile acestea nu au voie să existe. Când vorbim de suferință invalidată, ce comportamente creează, de fapt, mecanismul de invalidare a unei suferințe? Când simți că este invalidată suferința ta? În momentul în care ți se spune, treci peste chestia asta, faci prea mult caz, exagerezi, ești prea sensibil, ce mare lucru, uite, alții au trecut prin situații mai urâte și tu ai rămas încă blocat acolo, dar fac ceva odată să nu te mai aud cu povestea asta, dar tu ești adult, chestia asta ți s-a întâmplat acum 10 ani, 20 de ani, de ce încă te mai gândești la asta? Ce exemple bune pe care le auzim deseori. Da. Și asta ne face să ne închidem și mai mult în noi și să apară sentimentul de rușine, ca și cum e ceva neregulă cu mine, pentru că nu reușesc să trec peste ceea ce mi s-a întâmplat. Dar, repet, nu avem cum să trecem peste. E nevoie să trecem prin, să putem să privim experiențele prin care am trecut, să putem să le integrăm în ceea ce suntem și în povestea noastră de viață, să le renegociem și să ajungem să creștem până la urmă ca urmare a acestui proces. Pentru că există speranță când vorbim despre traumă. Există acest proces de creștere post-traumatică care presupune o creștere atât la nivel mental, cât și la nivel emoțional, relațional și chiar spiritual. Am să revin acum puțin la mecanismele de adaptare. Să vedem când ar fi cazul, de fapt, să folosim alte mecanisme de adaptare decât cele pe care despre care am vorbit și care sunt necesare în primele etape ca și reacție în urma unei situații traumatizante sau cu potențial traumatizant. Când vorbim despre mecanisme sănătoase și despre abordarea sănătoasă a traumei, ne gândim în primul rând la faptul că trauma destabilizează fundația, adică fundația aceea de siguranță. Și atunci primul lucru pe care îl facem este să restabilim siguranța în viața persoanei respective și în sistemul nostru nervos. Ce dacă impact puternic are o traumă, da? Se duce până la destabilizarea fundației. Da. Dacă fundația este instabilă, tot ceea ce construiești ulterior ajunge să fie instabil. Și atunci când vorbim despre traume care au loc în perioada timpurie, când vorbim despre traumă de dezvoltare, când vorbim despre evenimente care au loc în perioada 0-7 ani, ele nu doar că afectează modul în care se structurează personalitatea, dar afectează și modul în care se dezvoltă creierul și sistemul nostru nervos. Pentru că în perioada aceea, 0-3 ani, creierul nostru este extrem de maleabil, extrem de vulnerabil la tot ceea ce se întâmplă în exterior. Și atunci, evenimentele traumatice care au loc în acea perioadă pot să ducă la probleme de memorie, la dificultăți de învățare, la comportamente, tulburări de comportament și tot felul de manifestări pe care noi le vedem acum în societate și spunem că e doar o chestie de educație sau de cum a fost crescut. Însă există în spate mult mai mult decât
doar educația sau... Factori mult, de fapt, factorii cu un impact foarte puternic, din punct de vedere negativ asupra individului. Ai vorbit așa de-a lungul emisiunii despre siguranța interioară. Cum o putem consolida ca să fie ca un munte în fața unor eventuale situații traumatizante? Și după, ar fi interesant să ne spui cum o reechilibrăm. După ce a fost zdruncinată și ea nu mai este, ce pot să fac și cum pot să fac astfel încât să-mi redobândesc acea siguranță interioară? Siguranța interioară vine în primul rând de la cât de sigur se simte organismul meu, sistemul meu nervos. Pentru că, din nou, fac referire la substratul acesta, la infrastructura noastră neurofiziologică. Pentru că trauma nu este doar în mintea noastră, ea se întâmplă și rămâne stocată în corpul nostru. Și senzația aceasta de nesiguranță o resimțim în corpul nostru. Simțim fie că suntem deconectați de corp și atunci, dacă sunt deconectat de el, nu am cum să mă simt în siguranță. Fie în momentul în care mă concentrez pe senzațiile din corpul meu, senzațiile acestea sunt o avalanșă de stări și de senzații care îmi creează disconfort. Și când vorbim despre reinstalarea și restabilirea siguranței în corp, vorbim despre practici care ajută la reglarea sistemului nostru nervos. Exerciții de respirație, exerciții care ne ajută să ne ancorăm în momentul prezent, terapiile care merg pe partea aceasta de pe abordarea somatică, în așa fel încât să pot să abordez mintea și corpul integrat, nu rupte una de cealaltă. Și atunci, când reușesc să aduc siguranță în corpul meu, automat mintea începe să se liniștească și se poate conecta cu partea rațională din creierul nostru, care poate să vină și să aducă soluții sau să rescrie povestea sau să ne ajute să renegociem trauma. Dar dacă nu avem stabilitate și nu avem siguranță în corpul nostru și în jurul nostru, e foarte dificil să rezolvăm trauma. Spre exemplu, dacă persoana respectivă e încă în mediul care creează traumă, dacă avem o persoană care e într-o relație abuzivă, mediul respectiv creează în continuare nesiguranță și atunci soluția ar fi, în primul rând, să ducem persoana într-o zonă sănătoasă, într-o zonă în care este în siguranță fizic și ulterior să putem să lucrăm pe vindecare. Pentru că ai adus vindecarea în discuție, se vindecă traumele psihologice? Nu numai că se vindecă, însă ne ajută să creștem și ne lărgește perspectiva asupra vieții, asupra noastră ca indivizi, asupra celor din jurul nostru. Și vindecarea traumelor mele are efect nu doar asupra mea, ci are efect asupra generațiilor care vor veni după mine. Pentru că trauma se transmite transgenerațional. Și dacă trauma se transmite transgenerațional și vindecarea se transmite sau reziliența sau aceste mecanisme sănătoase le transmitem mai departe. Atât pe filiera aceasta genetică, cât și epigenetic prin trăsăturile pe care le transmit. Ca și
metode, cum pot, de fapt, să mă vindec? Ce aș putea să fac atunci când vreau să mă vindec, sau mai bine spus, din punct de vedere psihologic, psihoterapeutic, cum se vindecă o traumă? Cum spuneam mai devreme, trauma se vindecă în relație. Iar relația terapeutică este o relație care facilitează această vindecare a traumei. Un psihoterapeut care s-a format în lucruri cu trauma știe cum să navigheze acest teren minat pe care îl aducem în cabinet. Și rezultatele cel mai bune apar atunci când lucrăm cu un specialist. Dacă nu ne permitem să facem asta sau din diverse motive nu reușim să ajungem în cabinetul unui specialist, atunci sunt lucruri pe care le putem face pentru a ne reconecta cu noi și cu ceilalți. A avea o comunitate în jurul tău cu care să poți să discuți, cu care să poți să te conectezi, să îți împărtășești idei și experiențe, ajută foarte mult. Însă, dacă ar fi să vorbești, tu ai spus că trauma nu are memorie, da? Însă, uneori ne pot rămâne unele evenimente destul de puternic în memorie. E ok să vorbesc despre acel eveniment? Să tot povestesc despre cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat? E ca metodă de descărcare, autoreglare, folosește în vreun fel să fac lucrurile acestea? Să vorbesc cu prietenii, nu într-un cadru securizat, cu prietenii, cu oricine are disponibilitatea să vorbească cu mine. Efectul pe care îl obții dacă tot povestești și repovestești experiența este doar acela de a te desensibiliza în fața traumei, dar asta nu rezolvă problema. Riscul care apare atunci când povestești și repovestești trauma este că apare retraumatizarea, pentru că spuneam că nu neapărat că trauma nu are memorie, ea are memorie, rămâne stocată în corp, dar trauma nu este doar o memorie, este o trăire fiziologică. Și în momentul în care eu povestesc despre ceea ce s-a întâmplat, fără a avea pe cineva care să mă ghideze și să mă ajute să-mi reglez starea în momentul în care povestesc despre ceea ce mi s-a întâmplat, retrăiesc evenimentele respective, organismul meu ajunge să se comporte ca și cum trauma respectivă este în momentul prezent. Și noi spunem că nu ne reamintim trauma, ci o retrăim. Ok. Și atunci repovestirea ei nu ajută. Ba chiar atunci când lucrăm cu trauma, ca specialiști, uneori nici nu e necesar să povestim și să detaliem ceea ce s-a întâmplat. Pentru că scopul nostru este să urmărim acel dezechilibru care apare în sistemul nostru nervos și să reinstalăm starea de echilibru fiziologic și ulterior mental și emoțional. Discutăm despre ele dacă situația cere, însă nu este strategia cea mai recomandată. Mă bucur că am adus în discuție trauma și din unghiul acesta, ca oamenii să aibă repere cât de cât sănătoase în a-și autogestiona sau a se uita către propriile traume. Plus că tu pomeneai mai devreme de practica aceasta de a povesti prietenilor. Atunci când nu ai cunoștință despre traumă și când nu știi
nu ai o bază teoretică și nu ai niciun reper pe partea aceasta de vindecare a traumei, putem să facem rău cu cele mai bune intenții. Pentru că uneori, din dorința noastră de a liniști pe celălalt, putem să îi spunem lucruri care să îl facă să se simtă nevăzut sau ca și cum experiența lui nu contează. El poate să ne povestească o experiență care pentru el a fost traumatizantă, iar reacția mea să fie una de da, dar să vezi ce mi s-a întâmplat mie, ție, tu încă ești bine, să vezi eu ce. Și atunci e important ca repet, să avem relații care să ne ofere acea siguranță de care avem nevoie pentru a putea să vindecăm părțile acestea din noi. Din experiența ta profesională, ai o situație în care răspunsul de vindecare a venit mai repede decât poate și tu priveai la asta? Nu mă raportez la acest concept de timp neapărat. Experiența fiecăruia este unică și e onoare să pot să parcurg procesul acesta alături de ei. E un proces. Asta înseamnă că durează. Nu se întâmplă într-o ședință, nu se întâmplă în, nu știu, o lună, două, trei. Iar vindecarea, din punctul meu de vedere, e un proces care durează cumva toată viața noastră. Pentru că tot panstăm câte o rană și tot creștem și tot învățăm și îmi place să mă raportez la psihicul nostru ca la o ceapă pe care o tot decojim strat cu strat. Și fiecare strat ne oferă noi provocări și noi resurse și noi lecții și noi posibilități de a crește. Însă, da, am asistat la procese foarte frumoase și e îmbucurător să vezi că există speranță. Pentru că lumea, în general, când vorbește de traumă, crede că e așa un domeniu foarte întunecos și foarte... și că mie nu mi se poate întâmpla. Da. Dar e frumos să vezi rezultat. E îmbucurător și pentru tine și pentru celălalt. Și e frumos să vezi efectele pe care vindecarea traumei le are asupra persoanelor din jurul nostru, pentru că ne oferă, ne ajută să fim mult mai compasivi, mai blânzi, noi față de noi, dar și față de ceilalți. Ne face să fim mai curioși, ne deschide cumva orizontul și ne ajută să privim lucrurile și din perspectiva celorlalți, pentru că trauma ne încapsulează în perspectiva mea, în modul în care eu văd realitatea și într-un soi de rigiditate sau de haos. În momentul în care vindecăm trauma, efectele acestea se văd și se văd în relațiile noastre. Vom încheia emisiunea așa cum am început-o. Am început-o prin a spune că puțini sunt cei care au avut o viață senină, fără dureri emoționale, și aș vrea să te întreb, există viață fără durere emoțională? Dacă suntem oameni, nu. Traumatizată, faptul că există traumă colectivă, faptul că foarte mult timp subiectul acesta a fost un tabu și a fost băgat sub preș, a făcut ca trauma aceasta să fie perpetuată. Și atunci, dacă suntem oameni, experimentăm traumă. Însă asta nu este o sentință, ci poate să fie o șansă de
creștere și de dezvoltare. Iată cum în ediția de astăzi ne-am vindecat într-un fel de traumele emoționale. Sperăm că am adus aici lucruri și informații prețioase pentru creșterea dumneavoastră. A fost alături de mine Cristina Manica. Îți mulțumesc tare mult, Cristina, pentru prezență. Ne revedem la o nouă ediție săptămâna viitoare. Sunt Mihaela Gherca și vă urez o săptămână excelentă.